Zeci de mii de pelerini din țară și străinătate au participat astăzi la hramul Mănăstirii Clujene Nicula. Sfânta liturghie a fost săvârșită de înalt preasfințitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, împreună cu preasfințitul Părinte Teofil de Iberia, arhiereu vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Spaniei și Portugaliei. În cuvântul de învățătură, Părintele Mitropolit Andrei a subliniat rolul deosebit pe care Maica Domnului îl are în viața credincioșilor și în istoria locului. Cine este mai milostivă decât Maica Domnului? Maica Domnului care ne scapă de toate relele. De asta venim la Nicula, să ne rugăm Maicii Domnului să aibă milă de noi, de noi, de țara noastră, de lumea aceasta frământată. Așadar, iubiți frați și surori, lucrul acesta mi l-am propus ca să o urmărim pe Maica Domnului în sfânta și dumnezeiasca scriptură. Rezum, așa cum a văzut-o și acest scriitor, Maica Domnului a avut toate virtuțile la oaltă, fecioară și prorociță, ca și Mariam, rugătoare, mai rugătoare decât Ana, frumoasă ca Rahela, mai frumoasă decât Rahela, viziază ca Iudita și milostivă, mai milostivă ca Abigail. Toate acestea la oaltă le are Maica Domnului și noi, atunci când este greu, venim să o mai vedem. Am venit din nou, măicuță, să te mai vedem, să spunem necazul pe care îl avem. Praznicul Adormirii Maicii Domnului a reunit și în acest an la Nicula credincioși din țară și din străinătate. Cu flori în mâini, pelerinii au venit să se roage Maicii Domnului la icoana făcătoare de minuni care se păstrează aici. Sărbătoarea Adormirea Maicii Domnului pentru noi este un lucru deosebit, important pentru viața, pentru sănătatea noastră, pentru copiii noștri. Noi gemniți, vineam pe jos aici la Sfânta Mănăstire Nicula, acum n-am cuvinte de mulțumire. Pentru noi e așa mai bună. Vin la Mănăstirea Nicula pentru a treia oară, de la Urziceni. Am venit să-i mulțumesc Maica Domnului pentru că mi-a ajutat enorm de mult și am considerat că toți suntem egali în fața Domnului și a Maicii Domnului și atunci pentru toate problemele care le-am avut trebuie să-i dau slavă cât trăiesc. N-am cuvinte să mulțumesc cât mi-a ajutat. Am venit din Caransebeș, e prima dată când am venit la mănăstire. Este foarte frumos, este o energie minunată aici, atât de mulți oameni care s-au adunat și care au venit să se roage, toți pentru ceea ce au nevoie să se îndeplinească în viețile lor. Vin din Bistrița, vin în fiecare an cu părinții, cu surorile, venim să ne rugăm pentru sănătate, pentru bucurie, viață bună. Răspunsurile la Sfânta Liturghie au fost date de corul de cameră Psalmodia Transilvanica al Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca. La chinonic, pelerinii au cântat pricesne închinate Maicii Domnului. Ascultă-mă, măicuță, cu sufletul întreg și-ntreaga mea via. De tine să mă leg. Cu mult drag am venit la pelerinajul care se organizează în fiecare an la icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului de la Mănăstirea Nicula, care este și mănăstirea mea de metanie. Am venit cu dorul și durerea preoților și credincioșilor din Episcopia Ortodoxă Română a Spaniei și Portugaliei. Am venit și cu salutul și îmbrățișarea preasfințitului Părinte Timotei, Episcopul Ortodox Român al Spaniei și Portugaliei, care și dânsul este fiul duhovnicesc al Mănăstirii Nicula. La Maica Domnului venim să ne rugăm, pentru că știm că are stăpânire nebiruită întru Duhul Sfânt și dacă ne rugăm ei cu credință și cu smerenie, niciodată nu rămânem rușinați și sunt convins că și de data aceasta ea va revărsa peste tot poporul, peste întreaga biserică și peste întreaga lume valuri de milostivire. Mănăstirea Adormirea Maicii Domnului de la Nicula este unul dintre cele mai vechi așezăminte monahale din spațiul românesc. Aici se desfășoară an de an, în 15 august, cel mai mare pelerinaj ortodox din Transilvania. Mulți credincioși vin cu câteva zile înainte pentru a se închina icoanei făcătoare de minuni a Maicii Domnului și pentru a participa la slujbe. Potrivit autorităților, peste 70.000 de pelerini s-au aflat în aceste zile la Mănăstirea Nicula.